Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Gorj TV, la o emisiune de promovare electorală. Suntem în plină campanie electorală, chiar am trecut de jumătatea campaniei electorale, peste 2 săptămâni și 2 zile. Sunteți așteptați la urne pentru a vă vota reprezentanții în Parlamentul României. În această seară l-avem invitat pe domnul Aurel Popescu, președintele PSD Târgu Jiu și viceprimarul municipiului Târgu Jiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! V-ați întors din campanie, ați străbătut multe din străzile municipiului Târgu Jiu. Ce vă spun oamenii, ce vă transmit? Acum, da, vin din nou din campania electorală pe care am început-o în urmă cu aproximativ 2 săptămâni de zile și programul pe care îl avem este, pot să vă spun, unul destul de încărcat, pentru că noi chiar avem ce să le spunem cetățenilor municipiului Târgu Jiu, gorjenilor și nu numai, întregii țări, pentru că avem un program de guvernare destul de bine pus la punct, avem ideile principale deja creionate și discuțiile pe care le avem cu cetățenii atunci când ne întâlnim cu ei în grupuri mai mari sau chiar în discuții particulare cu fiecare dintre cetățenii pe care îi întâlnim, se bazează firesc pe programul de guvernare pe care îl avem, pe ideile de guvernare și, bineînțeles, pe punctele pe care vrea fiecare dintre cetățeni să le dezvoltăm. Punctele sunt diferite, este firesc, pe fiecare îl interesează cu totul altceva, ce se întâmplă cu salariul, ce se întâmplă cu pensia, ce se întâmplă cu tinerii, ce se întâmplă cu oamenii de afaceri. Sunt lucruri firești, lucruri care ne interesează pentru că ne dorim ca în următorii 4 ani România să revină pe trendul ascendent pe care l-am avut în urmă cu aproape un an de zile, atunci când fostul guvern Ponta chiar a dat o altă notă la tot ce înseamnă economie și la tot ce înseamnă gândire vis-a-vis de economia țării și de legile și legislația care trebuiesc foarte bine armonizate, în așa fel încât să simtă fiecare dintre noi că nu este nimic întâmplător, că toate lucrurile sunt foarte bine gândite, foarte bine puse la punct și toate aceste lucruri conduc la bunăstarea fiecăruia dintre noi, la buzunarul nostru. Totul se concretizează, vrem, nu vrem să recunoaștem, în beneficiile pe care le putem avea, urmarea muncii și eforturilor pe care le facem fiecare dintre noi zi de zi. E normal să fie așa și e normal să avem venituri bune, venituri pe măsură și să creăm acea clasă de mijloc pe care ne-o dorim cu toții, să creăm acel mediu în care fiecare cetățean să aibă un salariu bun, fiecare om de afaceri să își dezvolte afacerea în condiții bune și în condiții foarte sănătoase, aș putea spune, în ceea ce privește relația pe care Partidul Social Democrat o vede în mod special pentru următorii 4 ani, relația între stat și mediul de afaceri. Dacă tot am amintit de această relație, aș putea să vă spun că în viitorul program de guvernare pe care îl avem deja într-o formă pe care o putem prezenta cetățenilor României, relația între stat și mediul de afaceri este foarte atent tratată, cu foarte mare seriozitate, pentru că mediul de afaceri reprezintă până la urmă un motor al economiei, reprezintă acea forță care poate să creeze un PIB serios, un PIB stabil. Știm că, după toate analizele, după toate calculele, întreprinderile mici și mijlocii sunt sau stau la baza a peste 60% din PIB-ul României. Și în toate țările dezvoltate. În toate țările dezvoltate, la fel ca și în celelalte țări dezvoltate, bineînțeles, și asigură peste 60% din locurile de muncă pe care la acest moment le avem în țara noastră. Ei bine, tocmai de aceea
tratamentul trebuie să fie unul foarte serios, foarte atent față de mediul de afaceri. Lucru care ne-a determinat să gândim pentru următorii 4 ani de zile un minister separat, un minister al întreprinderilor mici și mijlocii, antreprenoriat și turism, un minister care să se ocupe în mod special de relația stat-mediu de afaceri. Acest minister va avea, bineînțeles, cărțile sale de căpătâie, aș putea spune, și aici numesc 2 coduri, un cod economic și un cod administrativ. Un cod economic în componența căruia să existe codul fiscal, codul de procedură fiscală, o lege cât se poate de corectă a evaziunii fiscale. O simplificare până la urmă. Și o simplificare, da, și, bineînțeles, legea societăților comerciale. Codul administrativ va cuprinde cele 2 legi foarte importante, legea administrației publice la nivel național și legea administrației publice la nivel local, dar și legea funcționarului public și, de ce nu, legea administrației publice. Ei bine, se dorește o reglementare foarte serioasă a acestor 2 coduri și o însușire foarte corectă a tot ce înseamnă tot ce trebuie să cuprindă cele 2 coduri, codul economic și codul administrativ, lucruri care le vrem altfel creionate și lucruri care vrem să elimine acele probleme care pot să apară după legi și norme de aplicare a legilor, norme care mai lasă loc de interpretare. Ei bine, reglementările din cele 2 coduri trebuie să vină și să stabilească foarte clar tot ce înseamnă conducere a acestui minister și relație stat-mediu de afaceri. Vorbim despre județul Gorj, pentru că alegătorilor din județul Gorj cereți votul. Haideți să vorbim și despre obiectivele Partidului Social Democrat pentru județul Gorj, pentru cei care candidează din partea partidului. Acum este un vot pe liste. Mă gândesc că obiectivele sunt de asta dată comune, numai fiind o listă comună și obiectivele partidului ale candidaților PSD trebuie să fie obiective comune până la urmă. Este foarte adevărat. Obiectivele trebuie să fie comune pentru a da naștere cu adevărat unui curent. Unui curent care să demonstreze că, într-adevăr, parlamentarii pe care Gorjul îi trimite în viitorul Parlament al României să facă front comun și cu adevărat să ducă acolo probleme, proiecte pe care Gorjul le are ca și necesități imediate. Am făcut tot posibilul să aplicăm sau să găsim acele lucruri, acele idei care să se plieze perfect pe viitorul nostru program de guvernare al Partidului Social Democrat. Și aici sunt lucruri foarte importante și foarte interesante de discutat, pentru că tot discutam de programul de guvernare și de antreprenoriat, de mediul de afaceri. E bine, în acest program avem câteva lucruri interesante pe care parlamentarii noștri le vor avea în grijă în momentul în care vor ajunge în Parlamentul României, și anume modul în care putem ajuta tinerii. Și aici este bine de subliniat un lucru foarte clar. Sunt tineri care își doresc să facă o ucenicie. E bine, a cam dispărut sau dispăruse de o perioadă de timp această noțiune, această idee, dar Partidul Social Democrat are luat-o. Colegii mei vor susține aceste lucruri în viitorul Parlament al României, în sensul că acei tineri care se vor angaja, tineri însemnând vârste între 16 și 24 de ani, ca și ucenici, vor avea un sprijin
sprijin acordat angajatorilor de către stat într-un cuantum de 500 de lei pe lună per ucenic timp de 1 până la 3 ani în funcție de domeniul de activitate și în funcție de importanța pe care o are domeniul respectiv, iar pentru a nu rămâne indiferenți față de absolvenții de cursuri universitare, absolvenții de facultăți. De asemenea, Partidul Social Democrat are în programul său, și colegii mei vor susține această idee foarte serioasă, aceea de a susține absolvenții prin faptul că vor fi acordate ajutoare de către stat angajatorilor absolvenților de facultăți într-un cuantum de 750 de lei per angajat per lună, timp de 6 luni de zile. Sunt importante aceste starturi pentru tineri, pentru că vedem că sunt tineri care termină facultatea și pur și simplu trec direct la faza de șomer, lucru care nu îi avantajează absolut deloc. Mai departe, tot ce înseamnă pregătire profesională și pregătire a forței de muncă a fiecărui angajat dintr-o societate comercială poate fi susținută financiar de către stat printr-o solicitare a angajatorului către buget și către acest minister al întreprinderilor mici și mijlocii. Sunt lucruri care vin în ajutorul tinerilor și lucruri care le dau o șansă acestora să se pregătească. Ținem cont în acest fel de lipsa de forță de muncă calificată din România, pentru că a dispărut această idee și forța de muncă este într-un fel destul de departe de a fi cea care să ocupe locurile libere pe care le au în acest moment angajatorii și în orașul nostru. Pentru că sunt foarte multe societăți comerciale care nu găsesc forță de muncă pe piață și îi determină pe aceștia să importe din alte localități. Va fi de asemenea susținută o idee a antreprenoriatului. Și aici la ce mă refer? Va fi o lege foarte serioasă, va fi un punct, un proiect pe care îl vom susține, aceea a apariției liceelor pentru antreprenori. Vor fi tineri care, curajoși fiind, inițiativa având, vor urma aceste licee și vor avea o altă deschidere către viață și o altă deschidere către antreprenoriat. Sunt lucruri care pot să ofere o șansă, sunt lucruri care pot să stea la baza dezvoltărilor ca și antreprenori și nu vom rămâne la acest nivel, vom crea acele startup-uri necesare acestor tineri antreprenori, acestor tineri cu inițiativă și curaj, care probabil și mai mult ca sigur, din lipsă de fonduri, nu ar putea începe altfel o activitate în mediul privat. Și atunci am gândit în acest sens un mod de a-i sprijini pe aceștia, atât prin perioadele de timp necesare dezvoltării unei societăți, în sensul că pentru o societate cu răspundere limitată, costurile să fie gratuite, capitalul social să fie un leu, contul bancar și semnătura electronică să fie gratuite, iar practic să nu-i coste nimic pentru ființarea unei firme. Aproape zero, iată, un leu capital social, cont bancar gratuit, semnătură electronică gratuită, dar mai departe o sprijinire financiară a acestora de către stat cu dobânzi foarte mici sau chiar zero.
Trebuie să-i încurajăm pentru că sunt tineri cu inițiativă, sunt tineri care vor cu adevărat să dezvolte o afacere și din lipsă de timp și din lipsă de bani nu au nicio șansă să-și arate perspicacitatea și să dezvolte mai departe ideile pe care le au. Sunt lucruri care vor sta la baza ideilor cu care colegii mei din partid de aici, de la Târgu Jiu și din județul Gorj vor merge la București și pe care le vor susține pe mai departe. E adevărat că domeniul cel mai important pentru noi, pentru gorjeni, vor fi energia și mineritul. Asta este... urma să vă întreb care este viziunea partidului în privința producerii energiei electrice pe bază de cărbune. Este firesc să ne intereseze aceste două componente foarte importante pentru județul Gorj, pentru că un număr destul de mare de gorjeni lucrează în energie și minerit și lucrul acesta va sta, bineînțeles, ca și problemă principală pentru colegii mei din Partidul Social Democrat care vor merge în Parlament. Dar în discuțiile pe care le-am avut cu colegii, niciodată nu s-a simțit decât o aplecare serioasă vis-a-vis de aceste două probleme și această dovadă se va da și în momentul în care, odată ajunși acolo, vor fi foarte deschiși la a comunica permanent și cu ceilalți parlamentari de la celelalte formațiuni politice, pentru că avem deja o experiență în spate și știm că o voce singulară nu se va face mai deloc auzită în Parlamentul României. Chiar a trecut legea energiei, știi, cu modificările la legea energiei, cu unanimitate de voturi. Toate partidele au fost de acord și corect, au votat. Și acest lucru s-a văzut cât de mult înseamnă unitatea și cât de mult înseamnă să mergi cu toată forța de care dispui din plan zonal, să mergi în Parlamentul României și să soliciți lucruri care pot să sprijine județul nostru în domenii de o asemenea importanță. Sunt convins că atât viitorul nostru senator, cât și viitorii noștri deputați vor găsi pârghii să comunice cu ceilalți parlamentari ai celorlalte formațiuni politice și împreună să găsească soluții pentru dezvoltarea mai departe a legilor privind energia, pentru că nu se rezumă totul la această lege a energiei. Știm că urmează o lege a holdingului, urmează o lege a mixului și așa mai departe, până când se va realiza mixul energetic, lucru care ne poate fi de un real folos nouă gorjenilor pe mai departe. Chiar astăzi discutam cu colegii și încă o dată subliniam importanța cărbunelui și a energiei produse pe bază de cărbune pe plan mondial și european și, bineînțeles, s-a făcut trimitere și la faptul că atât Polonia cât și, iată, Cehia sunt două țări în care cărbunele, încă o dată, se dovedește a fi de o importanță vitală și energia produsă pe bază de cărbune este de o importanță vitală. Cehia dezvoltă în continuare unități de producție pe bază de electricitate pe bază de cărbune. Polonia este iarăși o țară care și-a dovedit aplecarea către acest domeniu. De aceea este important și pentru noi să înțelegem că atâta timp cât avem cărbune aici, în Gorj, este foarte important să milităm pentru a face front comun și a sprijini prin legile necesare funcționarea complexului energetic Oltenia și a mineritului în Gorj. Mai are viitor mineritul și energia pe bază de cărbune în condițiile în care la nivel internațional se pune accent mai mult pe aceste energii regenerabile și pe scăderea poluării și nu este momentul ca oamenii politici să se gândească
eventual la alternative pentru cei care își desfășoară activitatea în acest domeniu? Nu cred că trebuie să uităm importanța energiei electrice produse pe bază de cărbune în perioadele de timp în care nu avem apă, nu avem eoliene care să funcționeze, nu avem soare și nucleara. Energia produsă nuclear nu a funcționat. Iată, a fost o Au perioadă de fost, timp da, au fost probleme în care în care energia nucleară era destul de scăzută producerea de energie și nu aveam o altă posibilitate decât să apelăm la energia produsă pe bază de cărbune. rămâne de bază până la urmă. Iată, vine iarna, perioada în care, în momentul în care nu avem apă, debitele scad, nu ne putem baza pe energia hidro și așa mai departe. Am avut perioadă de secetă. Același lucru s-a întâmplat. Peste 30% din energia produsă pe bază de cărbune a fost folosită pentru a asigura sistemul energetic național, buna funcționare a sistemului energetic național. Deci sunt lucruri clare, lucruri care încă o dată dau nota pe care trebuie să o aibă această soluție pe care o avem la îndemână. Nici de departe nu trebuie să uităm de energia produsă pe bază de cărbune, pentru că nici celelalte țări, iată, am dat două exemple, Polonia și Cehia, care acum își dezvoltă în continuare unități de producere a energiei electrice pe bază de cărbune. Haideți să vorbim la final și de infrastructura din județul Gorj. Ce credeți dumneavoastră că ar trebui care ar fi principala investiție care ar trebui să se realizeze în domeniul infrastructurii? S-a vorbit la un moment dat de un drum expres între Târgu Jiu și Craiova, Craiova care va fi legată la autostradă. Da, este o temă pe care am discutat-o și se discută și este cât se poate de firesc să discutăm acest lucru, pentru că în situația în care nu se dezvoltă aceste drumuri expres, atât către Craiova, cât și către Severin, cât și către Petroșani, Râmnicu-Vâlcea, Și mai un aspect important, la Craiova avem un aeroport. Atâta timp cât aceste drumuri nu prezintă niște garanții, nu avem posibilitatea să le folosim într-un alt regim decât regimul actual, în continuare vom fi deficitari la acest capitol. Infrastructura rutieră, din păcate, are un impact destul de negativ și asupra dezvoltării zonei din punct de vedere economic, pentru că sunt destui investitori străini, nu cei autohtoni, care privesc foarte atent și această relație. Infrastructura rutieră, infrastructura aeriană, navală sau feroviară. Ei bine, pe noi ne interesează în mod deosebit această relație cu Craiova. Acest drum expres ne-ar fi de un real folos, pentru că acolo avem într-adevăr un aeroport pe care îl putem folosi. Am văzut și în alte state că aceste legături, aceste relații de la un aeroport către orașele din zona respectivă creează acel confort de care are nevoie fiecare dintre cel care vrea cu adevărat să-și dezvolte o afacere în zonă. Și în acest fel se dezvoltă zona fără probleme foarte mari. Am fost în mai multe țări și am văzut care este modul de organizare și cât de facil este pentru oricare dintre cei care ajung în zonă să meargă și să dezvolte mai departe sau să descopere și localitățile și zonele din apropiere. Este imperios necesar pentru noi această legătură cu Craiova, dacă ținem cont și de faptul că mai departe de la Craiova se va dezvolta autostradă până la Pitești, iar de la Pitești la București, bineînțeles, actuala autostradă face ca
accesul de la Târgu Jiu până la București să fie unul confortabil și unul care să ne sprijine pe toți. Ca om de afaceri privești foarte atent aceste lucruri. Ca om de afaceri chiar îți trebuie aceste relații, această infrastructură rutieră să îți fie foarte facilă și nu numai, pentru că avem în programul nostru și un punct foarte serios privind infrastructura feroviară, care este la fel de importantă și costurile pe infrastructura feroviară pot să fie unele mai scăzute pentru investitorii care dezvoltă în zonă afaceri. Deci și una și cealaltă ne sunt de un real folos și ne sunt cu adevărat necesare. Domnule Aurel Popescu, ne despărțim aici. Succes în campanie. Mulțumesc tare mult. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare pe GoșTV pentru că ne revedem în câteva minute. Am revenit în studioul GoșTV la emisiunea de promovare electorală. Îl avem invitat în cadrul emisiunii pe domnul Tudor Barbu, candidat din partea Partidului Național Liberal la Camera, la Senat, îmi cer scuze. Bună seara, bine ați venit după o lungă perioadă de absență, așa cum spuneați, de la în studioul GoșTV. Da, mulțumesc mult pentru invitație și am tânjit după prezență, fiind o televiziune valoroasă, chiar am tânjit. Am făcut emisiuni foarte interesante în acest studio. Sunteți echipat așa de drum, cum bănuiesc că ați fost în campanie, ați străbătut... În primul rând îmi cer scuze, domnul Ion, celor care urmăresc emisiunea noastră, pentru că ținuta poate arăta neseriozitate față de moderator și față de telespectator. Nu, v-am spus înainte să începem emisiunea, domnul Ion, vin de la o lansare de carte de la SADU. Înainte a fost o lansare de carte a doi gazetari de remarcă, amândoi gorjeni, Cartianu și Ciocălzean, pe insuliță și astăzi dimineață până la momentul ora 16, așa, am fost pe șușa, cum se spune, prin diverse locuri și atunci n-am efectiv iertare, n-am avut timp să-mi pun cravata și cămașa așa cum ar fi fost firesc. Nu cred că e o problemă asta, pentru că până la urmă nu haina îl face pe om, ci gândurile, ceea ce exprimă, ceea ce vrea să facă în binele, până la urmă, gorjenilor, pentru că lor vă adresați. Cum sunt? Ați discutat cu foarte mulți oameni cum sunt înainte, numai despart două săptămâni. Da, două săptămâni și două zile de alegeri. Cum sunt oamenii? Domnul Ioan, răspunsul scurt ar fi atipic. Răspunsul mai detaliat ar fi așa. Schimbarea legilor electorale, schimbarea legislației face ca electoratul să aibă o reacție diferită de ce s-a întâmplat până acum. Ca să fiu mai clar, terminându-se povestea cu peștele, mălaiu, făina, punga, geaca, pixul, umbrela, banii la plic, tot arsenalul acela absolut incredibil și inacceptabil într-o Europa civilizată, s-a terminat prin efectul legii. Acum, nici partidele și nici electoratul nu sunt updatate la noua legislație. Adică, foarte greu ies oamenii la poartă. Oamenii sunt sătui de clasa politică în mod firesc, spun eu. O clasă politică care 27 de ani n-a făcut mai nimic din ce și-a propus să facă atunci când a venit la poarta omului. Oamenii sunt sătui și de promisiunile care însoțesc clasa politică la poartă. Spuneam într-o emisiune acum câteva zile un lucru extrem de adevărat și dramatic. Faceți presă, am înțeles, de aproape 20 de ani mâine. Păi mine, eu fac un pic, cam ca dumneavoastră, de 20 ceva de ani fac și o presă. Până în 2012. Domnul Ion, am citit, atent, pe unele chiar le-am conspectat pentru că era sarcină de serviciu la vremea aia, toate, absolut toate programele de guvernare din 1990, Petre Roman, până la programul Boc. N-am apucat după aceea de venit senator să le citesc pe celelalte, l-am citit pe al guvernului Ponta la investire, eu fiind parlamentar la momentul respectiv. Domnul Ion, niciun program de guvernare nu spune vom tăia salariile. Niciun program de guvernare nu spune vom închide minele, vom închide fronturi de lucru în Gorj. Niciun program de guvernare nu spune vom scădea pensia oamenilor sau vom duce pe oameni în incapacitate de a-și cumpăra și alimente și medicamente după vârsta pensiei. Niciun program. Toate, absolut toate,
sunt minunate. Și atunci m-am întrebat, dacă toate programele de guvernare sunt minunate și își propun creșteri de pensii, creșteri de salarii, creșterea alocației pentru copii, dezvoltare de infrastructură, că l-auzeam înainte pe domnul Popescu, foarte redutabil n-a explicat lucrurile, creșterea și dezvoltarea unei infrastructuri rutiere, căci, slavă Domnului, n-avem decât foarte puține autostrăzi în mod real și foarte multe pe hârtie. Niciun program de guvernare n-a fost prost. Și atunci, întrebare, de ce România 27 de ani s-a dus mai abrupt sau mai puțin abrupt în prăpastia numită faliment iminent? Dar nu credeți că trebuie să ne canalizăm pe un lucru și pe acela să-l facem bine? Adică, așa cum a spus dumneavoastră, toți au promis, ba creșteri salariale, ba creșteri de alocații, de ajutoare, infrastructură, dar e imposibil să faci toate aceste lucruri. Ce spuneți dumneavoastră, nu numai că este de bun simț, domnul Ion, se cheamă strategie de guvernare. Nici o guvernare până acum, niciuna, și mi-asum, nici o guvernare, deși partidul din care fac parte, PNL-ul, a fost în momente importante și în perioade destul de îndelugate la guvernare în diverse formule de alianță, spun așa, nici una dintre guvernările de până azi nu a avut, ce spuneți dumneavoastră, o strategie în care să spună, domnule, dezvolt sănătatea sau dezvolt agricultura sau fac ca învățământul românesc să redevină de elită cum a fost, slavă Domnului, că știm foarte bine ce s-a întâmplat până în 1989 cu învățământul din țărișoara aceasta, niciuna. Eu n-am văzut o guvernare care să vină să spună prioritatea mea sau strategia mea prioritară se referă la energia românescă. Fac din România un exportator de energie. Și pentru asta aloc fonduri preponderent către Valea Jiului, către lignit în Oltenia, către termocentrale, nu aduc chinezi să facă grupuri în Gorj. Am fost foarte... Pot face o paranteză? Sigur. Am fost foarte hulit pentru că la momentul în care s-a pus problema de către Ponta, de către alții, să aducă un investitor chinez aici, în Gorj, și să dezvolte un grup nou, eu la București, atât în Parlament, în plenul Parlamentului și stenograma stă martoră, cât și în presa centrală sau gorjeană, am spus, domnule, stai un pic, poate nu înțeleg eu, un grup de 600 de megavați, indiferent unde îl pui, la Turceni, la Rovinari, nu scoate din linie, din dispecerat, grupurile românești, nu face ca beneficiu bănuții, produși, teravații aia, să meargă la Beijing, să sprijine poporul prieten, de altfel, chinez? Ba da, mi s-a spus. Păi și atunci de ce? De ce nu luăm bani să investim la Turceni și Rovinari, să facem grupurile alea ca o floare, ca un crin și să producă megavații respectivi cu bănuți care să meargă la buget pentru copiii din Gorj, din Oltenia și din România? N-au știut să-mi răspundă. Ministrul Energiei, la vremea aia, nu era încă un guvern tehnocrat, dar nici Grigorescu n-a știut să-mi răspundă la întrebarea asta. Bă, de fapt, a evitat în mod elegant. Dar ministrul anterior, nu-i spun numele sau partidul, tocmai că nu este de față, mi-a spus, în principiu ai dreptate, Tudore, dar e strategie națională. Nu pot să fiu grobian în exprimare, dar nu vă trece prin cap, domnul Ion, ce am vrut să vă întreb și în ce formulă. Cum aducerea unui investitor strategic chinez în Gorj, crearea unui grup energetic nou, atenție, nou înseamnă tehnologie 2016, bate toate grupurile care sunt acum în lucru, ca tehnologie. Deci ce face? Scoate megavatul mai ieftin, pentru că are randament mai mare. Știu că ideea care se pune atunci era ca acea energie să meargă la export, dar nu știu cine garanta acest lucru. Perfect. Cine știe acest lucru? Cum? Energia când a intrat pe rețea... Îl produce în sistem, îl face în sistem. E, au încercat să prostească oamenii, atât prin presa centrală, cât și parte din presa gorjană, precum că este o minunăție de gândire și de strategie de dezvoltare. Eu în continuare spun, dacă iubim țara, domnul Ion, dacă suntem români, dacă vreți ca fiica dumneavoastră și fiica mea să crească într-o țară și să aibă copii într-o țară în care să mai avem bani românești și resurse românești folosite în folosul copiilor și nepoților noștri, eu n-am nimic cu poporul chinez, Doamne iartă-mă, să vină, să facă investiții acolo unde noi nu putem. Dar să facă acolo unde noi putem retehnologiza, putem investi să facem, repet, Turceni și Rovinariu, eu nu mă pricep, nu sunt energetician, dar mi s-a spus, mi-a spus Trotea, mi-a spus Huidu, mi-au spus oameni care fac istorie în energia din Gorj. Domnul senator, așa se poate rezolva. Trebuie voință politică. Dar care credeți că e viitorul? L-am întrebat și pe domnul Popescu. V-a spus un mare adevăr, domnul Popescu. Eram în regie la dumneavoastră, la Gorj TV, la Bilina, în Cehia. Cehia, pentru cei care nu știu, Bilina este un fel de Gorj al Cehiei. Este zonă de exploatare la suprafață, ce avem noi la Jilț sau ce avem noi la Roșiuța sau unde vreți.
În Cehia, domnul Ion, atât Parlamentul de la Praga, cât și Guvernul Ceh, acum cred că un an, cred, ca să nu greșesc, nu știu exact, cam un an, au pus în discuție în Parlament și apoi au dat Guvernului sarcină un proiect energetic, atenție, valabil pe 35 de ani, de azi încolo. Și proiectul prevede dezvoltarea capacităților de extracție, adică mai multe milioane de metri cub de cărbune, și dezvoltarea numărului de teravați băgat în sistemul energetic ceh pe bază de lignit. Exact ce a spus domnul Popescu, n-am mințit o silabă. Mă rog, n-a intrat în detalii. Mie mi-este groază să cred că pot intra mai în detaliu decât dânsul, dar n-am mințit. Și întrebarea mea către toți gorjenii, care este pentru ei neretorică, trebuie să răspundem la ea, dar pentru ei e retorică, că nu trebuie să răspundă gorjenii, dar pentru București e sarcină de serviciu. Dacă voi fi parlamentar, e sarcină de serviciu pentru guvern. Mă, dacă ei au putut în Cehia. Nu mai spun Germania în bazinul lor. De asta, de ce în unele țări se poate dezvolta? Dacă ei au putut să facă plan de dezvoltare pe energetic, curent electric, pe cărbune, pe lignit, noi de ce nu putem? Vă spun eu. Pentru că la noi interesele oculte și mafia energetică nu lasă țara asta să fie și ea în rândul lumii, domnul Ion. Uitați-vă cum stăm cu rețelele de export. Varză cu carne. Îmi pare rău, este o exprimare care ar putea deranja, de adevărul istoric. România cu centrală nucleară, alții n-au. Cu un bazin hidrografic dat de Dumnezeu, impecabil, domnule, nu știți, ca și mine. Numai Gorjul câte are, da, păi toată țara. Unde? Fie le-au lăsat criminale ăștia, asasine ăștia, le-au lăsat în paragină în decursul ultimilor 27 de ani, hidroelectrica este nemernicie ce au făcut. Fie nu le-au upgradat tehnologii ca să stea și, îmi povestea cineva că dau dintr-una într-alta ca nebunii, ce se întâmplă de la sadul în jos pe lanțul de hidrocentrale. Sunt colmatate, nu fac nimic. Dacă vine o inundație, nici nu vreau să sperii pe oamenii din Târgu Jiu ce efecte devastatoare poate avea doar pentru că n-au decolmatat bazinele de acumulare. Bun, țara asta are. A lăsat Ceaușescu țara, Dumnezeu a lăsat-o cu bazin hidrografic, avem producție, comuniștii au lăsat-o cu hidrocentrale. Diversificată de energie. Avem tot. Ce n-avem, domnul Ion? Vă spun eu, care nu știam, am învățat aici, la locul faptei. Nu avem mix energetic. S-au făcut modificările pe care și dumneavoastră, în mod corect, le-ați invocat în emisiunea anterioară. Sunt modificări paliative. Nu este mix energetic. Când m-am abținut la vot, m-am abținut din două motive. Fie primul, că nu am înțeles întru totul efectul acestor schimbări și atunci am preferat nici să votez da, nici nu. Nu mă puteam opune unui proiect, dar nici să-l susțin. Și al doilea, mi s-a spus de către oameni care cunosc foarte bine, foarte bine mecanismele energetice și coșul energetic și tradingul energetic și vânzarea și cumpărarea de teravați, că este posibil ca, în urma acestor modificări, complexul energetic Oltenia să fie bypassat, să fie lucrat în termeni populari, să fie săpat în termeni și mai grobieni, de către alți 2-3 actori de pe piață care nu-i cacofonie, conform acestor modificări de lege, se pot aduna la o masă, pot evita bursa și pot stabili un preț al megavatului. În care noi, ca Gorj, ne uităm și spunem, domnule, lăsați un pic. Vorbiți de cei care produc pe bază de energie, bravo, energia verde. Bravo. Pot să-și facă și la rândul lor un coș. Dar eu vă întreb altceva. Un coș să vândă la domnul un preț. Și ce m-a întrebat un mare expert din Gorj, care m-a rugat să nu-i dau numele? Vă dau cuvântul de onoare. Mi-a spus așa, domnul Barbu, când mergeți la orice televiziune în Gorj și se discută subiectul modificării la legea energiei, întrebați moderatorul sau comesenii dacă unul care face roșii ecologice și are piață de desfacere cu 20 de lei kilogramul, adică 200.000 de lei vechi, se va asocia vreodată cu unul care nu face roșii ecologice, face roșii normale, cu îngrășământ, și care le vinde cu 6 lei kilogramul. De ce ar pierde ăla? Pentru că noi, ca producători, Gorjul ca producător, nu este la nivelul ecologic vorbind, al altora, nuclear electrica, hidroelectrica, una. La noi costurile sunt mult mai mari decât la ei. Și atunci întrebarea firească, de ce s-ar asocia hidroelectrica sau nuclear electrica cu rovinariu ca să facă un teravat la un preț mediu? Niciodată. Singura soluție este ca domnul Alin Ion sau domnul cameraman sau eu sau cine vreți dumneavoastră să conducă un holding numit Energia României SRL, ESA, care să aibă în structura lui atât nuclear electrica, cât și hidroelectrica, cât și rovinariu. Ăla se cheamă, pe baza legii holdingului, se cheamă mix energetic
cum au toate țările despre, în afara României. Despre mixul energetic a discutat și domnul prim-ministru Dacian Cioloș când a venit la Târgu Jiu, chiar și domnul președinte Iohannis. Da. Credeți că se va realiza această, până la urmă este vorba de o companie care să cuprindă toate aceste... Dacă nu se va realiza ce a spus Iohannis și ce a spus Cioloș, ce au spus amândoi la Târgu Jiu, în 2019, când vor avea loc alegeri prezidențiale, Iohannis nu va primi votul Olteniei, nu al Gorjului, al Olteniei. Pentru că Oltenia nu va uita. Domnul Klaus Werner, Iohannis, ai promis de la înălțimea cotrocenilor că faci în așa fel ca guvernarea pe care o girezi ca președinte să facă mixul energetic. Nu știu dacă a fost o promisiune, a fost mai mult o variantă oferită celor din Gorj. Eu cred că a fost o promisiune. Din câte știu, gândirea echipei de la Cotroceni, ca și gândirea echipei PNL în ceea ce privește energia, fac așa. Două priorități. Prima, în ordine cronologică, strategia energetică a României băgată sub siguranță națională la CSAT, la Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Musai, adică la Iohannis, și apoi prin Parlament să devină lege pentru toate partidele, și al doilea mixul energetic. Nu se poate altfel. N-ai cum. Atunci înseamnă că trebuie o reformă puternică în acest sistem totală, energetic. O reformă totală, domnul Ion. Trebuie oprită mafia, în primul rând. La București, că vine guvernare liberală, că vine guvernarea oricărui partid, acea guvernare este pe buza prăpastiei cu țara și dacă nu oprește mafia, dacă nu opresc grupurile de interese politico-mafiote din România, România nu mai are nicio șansă. Absolut niciuna. Repet, fără să fiu patetic, fără să fiu populist, copiii noștri și nepoții noștri, că fetele noastre vor avea și ele copii, dacă le ajută Dumnezeu, nu vor avea țară, domnul Ion. Mi-asum fiecare silabă, sunt senator al României. Fiecare silabă, nu vom avea țară. Vom avea un Maidan, un sat fără câini, în care rezervele pe care încă le mai avem se vor duce și alea. Am pierdut războiul medicamentelor, domnul Ion. Noi să sunteți la vârsta la care să vă amintiți ce splendor de fabrici de medicamente avea România. Nu le mai avem, mai avem două. Am pierdut războiul alimentelor, domnul Ion. Aveam fabrici de alimente, fabrici de brânzeturi, de mezeluri. Wow! Nu mai avem, domnul Ion. Sau dacă le avem, sunt ale străinilor și par românești prin etichetă. Știți că ciocolata rom nu e românească? Am dat un exemplu, nu fac reclamă. Nu e românească. Știți că băncile care poartă la București și în Târgu Jiu poartă nume românești, nu sunt românești? Au venit străinii și le-au cumpărat toate brandurile de succes ale... Absolut! Toată lumea se bucură, domnul Ion, toată lumea se bucură. Facem Dacia. Domnul, e minunat. Pentru oamenii ăia sunt locuri de muncă. Se face în Maroc acum mai nou, Dacia. Se face și în Maroc. Nu, dar știți că în Argeș, la Mioveni, se fac mașini care poartă numele Dacia, de ele de fapt banii, bănuții, se duc la Paris. La noi se duc doar locurile de muncă și bravo lor că dau de muncă argeșenilor. În industria orizontală, câte ceva, dar grosul, domnul Ion, se duce la Paris pentru că este investiție franceză. Telecomunicațiile din România. Soția mea lucrează ca director în Telecom, la București. A fost privatizat RomTelecom-ul, cu ghilimele, știți cum? De la statul român la statul grec. Atenție, ce privatizare au făcut în 1998. Liberalii. Au luat RomTelecom-ul pe profit și l-au dat statului grec, deci de la stat la stat, nici de cum la privați, companiei OTE, care era compania similară a grecilor. Întrebare, de ce? Adrian Năstase în 2004, eram jurnalist ca și dumneavoastră acum, eram în sala plenului la Camera Deputaților când a votat. Doar PRM-ul s-a opus. Doar PRM-ul a votat într-un asasinat economic fără margini, legea prin care Petrom, adică rezerva naturală de țiței și de gaze naturale a țării, a plecat în Austria. Pe o redevență meschină, penibilă, domnul Ion. Penibilă. 5%, 4%, 6%. Ceva nimic. Adică noi pompăm gaze naturale. Știu că plictisesc. Am fost la Licurici alaltăieri. Ați fost la Licurici? Da, la Licurici știți că există cea mai mare rezervă de gaze naturale. Bravo, domnul Ion. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Eu am aflat abia alaltăieri. Nu știam că nu-s gorjean. Noi astăzi sunt gorjean și știți. Pășușea la Licurici îmi spun oamenii, domnule, dacă mai mergem 200 de metri de un senator, vă arăt cea mai tare sondă din Gorj. Hai mă, zic, terminați-vă cu prostiile. Asta este... Din România chiar. Exact. Domnul senator, se vede că sunteți de până București. E una dintre cele mai tari sonde din România. Cum mă, și voi la Licurici,
cu sonda cea mai tare din România, n-aveți apă? Nu. N-aveți canal? Nu. N-aveți iluminat electric în Nicurici? Nu. Avem stâlpi de curent, dar n-avem lumini. Nu, dar știu că se face o investiție mare acolo de către Petrom pentru a pentru că această pentru ca când gazul din această când? Este în desfășurare. E perfect. Știți când au luat sonda aia austriecii? În 2004. Știți în ce an suntem? 2016. Cât jaf, câtă crimă economică și câtă nesimțire ca de 12 ani să ții Licuriciu în foame, iar de lângă licuriceni ăștia să iei și să trimiți în Austria sute de milioane de euro, domnul Ion. Sonda aia, cum bine spuneți, una dintre cele mai tari sonde din țară, a produs averi. Banii de la sonda aia, doar de la sonda aia, țineau aproape cât turcenii. Aproape cât... Mi-au spus oamenii. Eu am rămas mut. Nu știam. Am învățat. Întrebare. Cât de criminală să fie o guvernare să dea rezerva strategică de gaze și de țiței să o dea străinilor? Adică pensiile austriecilor și alocațiile copiilor din Austria, atenție, Austria nu are rezerve de petrol. Are compania OMV, dar ea în subsol nu are. Cine are? România. De ce România le dă petrolul lor? Nu știu să răspund. Domnul Barbu, o să zică domnul Ion, pe bună dreptate, dacă vin liberali la putere vor lua înapoi, nu știu, nu cred. Am pierdut gazul și țițeiul la europeni. Vă întreb eu acum, domnul Ion, retoric. Pierdem și Roșia Montană? Pierdem rezerva de wolfram? Pierdem păduri? Pierdem tot? Dar, până la urmă, aceste societăți străine au venit cu un capital și cu o tehnologie. Avea șansă? Ce șansă avea Dacia dacă rămânea o companie românească pe piața aceasta industriei auto? Nu știu să vă răspund întrebare. Eu știu să spun așa. La Dacia... posibil, Franța a reprezentat salvarea companiei. La Petrom a fost o crimă economică indubitabilă. Adică, faptul că am dat ceva ce Dumnezeu ne-a dat nouă românilor și pentru care părinții mei, ca și părinții dumneavoastră, domnul Ion, au luptat. Nu e beletistică. Probabil că tatăl sau bunicul dumneavoastră au luptat pe front. Ca rezervele de petrol vizate, targetate și de nemți și de ruși, să rămână dumneavoastră, când v-ați făcut, când mămica noastră v-a făcut și pe noastră și pe mine, am crescut cu bani din țițeiul și din gazele și de la licurici. Copilul meu a apucat un pic, copilul noastră mai puțin, era mititică fata, dar copiii care se nasc acum Târgu Jiu sau în Licurici nu beneficiază de nimic din rezerva de gaze de la Licurici, milioane de metri cub de gaz. Eu sunt șocat. Îmi dau jos haina de senator și de ziarist. Ca cetățean, sunt șocat să văd cum aici în Gorj se scoate aur, se împachetează, se trimite la Viena. Se rezerve și de cărbune, și da, de petrol, și de gaze. Da. Un județ bogat, până la urmă, dar cu oameni cam săraci. Nu știu dacă ați vorbit cu el, l-ați avut invitat, mi-a explicat Dan Bălcean. A fost zile trecute. Lignină este o substanță, un produs secundar la o fabrică pe care o va dezvolta România la Craiova. Este o fabrică a unor investitori, nu le dau numele, nu facem reclamă. Ăia fac acolo ceva, în urmă, cu cărbune oltenesc, în urma cărui proces rezultă această lignină, care are indice caloric sau indice de eficiență mai mare decât lignitul. De ce au făcut-o la Craiova? Vă spun eu, pentru că Ilie e din Craiova. Și-a dus investiția, în loc să o ducă la el, adică la noi, cărbunul e al nostru, ei îl duc la Craiova, lignina se folosește la Ișalnița, din câte înțeleg, sau cred că, dom'le, e bine și la Craiova, că e în România, dar nu era mai bine în Gorj. Mai ales că aici, cărbunele nu mai, bravo, bravo, nu domnul mai Ion. Sunt costuri. De ce trebuie să vină un bucureștean, domnul Ion, mă doare sufletul, mi s-a reproșat în vari ocazii și, bă, ești bucureștean, ești venetic, da, mai mult, sunt mândru că sunt bucureștean. Am fost olimpic la română, director în 4 televiziuni, membru în Consiliul de Administrație al Televiziunii Române. M-am angajat, fac o paranteză, să-mi fac și eu așa un pic de prezentare la dumneavoastră în emisiune. M-am angajat în TVR în 1980, muncitor necalificat, care am filme. Nu e o rușine. Nici o muncă nu e rușina să... Domnul Ion, am ajuns de două ori să refuz funcția de președinte al Televiziunii Române. Am fost membru al Consiliului de Administrație TVR din partea Partidului Național Liberal în 2005. Că zic unii, domne, ai fost la PPDD. Da, PPDD-ul a fost un accident. Am ajuns senator în urma unui accident de traseu făcut în urma unei promisiuni. Dacă vreți să facem o emisiune după campanie, va fi fabulos să aflați cum am ajuns senator.
Dar odată ce am ajuns senator de Gorj, cu 27.000 de voturi din partea gorjenilor, s-au uitat oamenii la mine și au spus, da, noi credem în omul ăsta. Nu mi-am putut bate joc, domnul Ion. Dar nu am venit să fac promovare Tudor Barbu, ci să promovăm niște gânduri. Puteam să promovez proiectul liberal. Să spunem ce facem cu pensiile. Vrem, de exemplu, să ducem la zero toate impozitele pe pensii. Sună bine. O fi posibil. Vrem să am dublat de la 420 la 840 alocația pentru copii. Ce înseamnă 840.000? Nimic. E o bătaie de joc. 420 erau 10 euro, mai puțin de 10 euro, acum ai mai puțin de 20 de euro. E o rușine europeană, domnul Ion. O rușine. Copiii noștri au o rușine de alocații. Acum vrem să o ducem la 2 milioane de lei pe lună. O întrebam pe Alina Gorghiu, proaspăt mamă. Ba, Alina, noi promitem merg în Gorj, promitem oamenilor 2 milioane alocații la copii. Avem de unde? Aici e problema, că e un efort bugetar foarte mare. Alina, mă duc pe Șușea, la Cătunele sau la Arcan sau la Alimpești în partea de altă, și le promit oamenilor 2 milioane pentru copiii lor, începând din guvernarea liberală pe care ne-o dorim. Avem bani? Explicația este coerentă, e în programul de guvernare, dar mă întorc la începutul emisiunii. Toate programele de guvernare au promis același lucru. Dăm la copii și la pensionari și la oameni și fără număr. Eu vreau să vin în fața oamenilor și în fața noastră, domnule, să spun așa. Îmi doresc o guvernare cinstită, sănătoasă și românească. Dacă nu va fi cinstită, sănătoasă și românească, liberalii vor avea soarta țărăniștilor. Vor fi la rigolă. Dacă noi luăm guvernarea în iarna asta, și așa îmi doresc. Am terminat emisiunea? Da, îmi cer scuze. Pe final, un minut. O frază. Un minut. Dacă luăm guvernarea și nu facem repede și bine și cinstit ce promitem, nu vom mai avea niciodată șansa să mai guvernăm România, liberalii. Asta e părerea mea. Domnule Barbu, mulțumesc pentru prezența în studioul Gorj TV. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Cu tot dragul. Vin cu tot dragul. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici. Ne despărțim în săptămâna viitoare. Urmează weekendul, apoi încă două săptămâni de campanie. Să aveți un weekend frumos. O seară bună.